Da, ce ce Bogdan a fost parcat. Și cred că vina a fost și la șoferul cu Daci. Repar la o... A, nu știu. Bogdanul parcat? Parcat nimeni în el. Și a venit, nu era dormit, infarct ceva, nu știu. Nu are nici pic de frână. Cu viteză, fără viteză și știu. Păi eu tot mai trecusem, nu știu, nu am bubuitor atât am auzit. Înțeles. Atât de că bubuitor, dar uitați, nu are nici pic de frână, nici măcar un metru de frână n-are. Și de-aia am urcat mașina și eu aici, să mă uit. Deci a fost un zgomot puternic. Păi dacă a aruncat-o pe trotuar, aia era parcată. Că tomul, eu îl cunoșteam pe proprietar la mașină și de-aia m-am oprit. Ați văzut ce erau victime? Au fost victime? Ce a luat ambulanța? Șoferul, atât ea. Șoferul, dar cred că ori era inconștient. Nu era lovit, nu părea lovit, dar era inconștient. Mulțumim. O bricetă pe aici. Un fumător, cine vrea? I-a dormit la volan? Ora, ori era folie. A avut centura. Mai repede. Așa, află și mie și pe sun să-mi dai și mie pe telefon două vorbe. Bine, jumătate de oră. Deci, mare asta, Loganul era parcat, el venea așa, o jumătate. Ce oră e?